Este vorba de schimbarea mecanismului de preselecție a candidaților pentru funcția de procuror general, astfel încât această etapă va fi efectuată de prim-ministrul Republicii Moldova. Deci prim-ministrul selectează în baza acelorași principii, principii integrității, profesionalismului, precum și alte principii prevăzute în lege, o listă de cel puțin 2 candidați care o transmite Consiliului Superior al Procurorilor pentru a efectua selecția finală. Doamna Sandu, dacă dumneavoastră deja v-ați gândit la candidaturile pentru această funcție și când o veți propune aceste candidaturi? Nu am această listă. Astăzi am venit cu legea care urmează să treacă prin procedurile prevăzute și în funcție de finalitatea acestui exercițiu o să vin și cu această listă. Dar vreau să fie foarte clar că eu, oamenii care ne sprijină, membrii acestui guvern, își doresc ca în această listă la CSP să ajungă oameni onești, să nu avem dubii în raport cu integritatea acestor oameni, pentru că acest exercițiu este pe responsabilitatea politică a noastră. Eu am mers din sat în sat și le-am promis oamenilor justiție. Și respectiv, eu trebuie să-mi asum această răspundere. Eu și colegii mei din guvern, din parlament. Respectiv, de aici vine și această inițiativă care sper să ajungă la final și în foarte scurt timp să putem să venim cu această listă și să putem să justificăm de ce acești oameni. După ce criterii vor fi selectați acești oameni și dacă ar putea să se regăsească în listă propusă, care va fi propusă de dumneavoastră, numele care au figurat deja în această... Bineînțeles că eu o să țin cont de exercițiul care a fost făcut, de dosarele care au fost prezentate, de interviurile care au fost făcute, dar asta nu înseamnă că lista se va limita doar la cei care au participat în acest concurs. Dar neapărat voi ține cont de ceea ce s-a întâmplat în cadrul concursului precedent. Despre solicitarea Partidului Socialiștilor privind demisia dumneavoastră, doamna Stamatei, astăzi a declarat că cer demisia dumneavoastră în legătură cu concurs ieșuată. Este întrebarea am văzut că și pentru dumneavoastră, doamna Stamatei. Eu sunt într-o măsură mai potrivită să răspund la această întrebare. Am văzut că sunt doi nemulțumiți astăzi în raport cu activitatea guvernului, este domnul Candu și domnul Dodon și noi suntem gata să mergem cât de curând posibil în Parlament la dezbaterea moțiunii, acolo unde vor putea adresa întrebări tuturor membrilor guvernului și să obțină aceste răspunsuri și mai departe să ia o decizie pe care o consideră corectă. Credeți că doamna Stamate trebuie să-și asume responsabilitatea pentru faptul că acest concurs totuși a ieșuat? Nu. Și doamna Stamate și eu și ceilalți membri ai guvernului ne dorim ca în această funcție să ajungă un om curajos, onest, corect și asta își doresc în primul rând cetățenii. Și noi facem totul pentru ca acest lucru să se îndeplinească. Asta este misiunea noastră principală. Pentru asta ne-au votat oamenii în Parlament și respectiv ne-au susținut în guvern. Ca să construim stat de drept, ca să construim stat adevărat și acest stat poate să fie doar dacă există justiție adevărată, cu oameni corecți și onești. Bine, dar până la urmă va fi un nou concurs sau vor fi luate dosarele din vechiul concurs? La modul practic, cum se la modul practic, o să vă explic atunci când o să vin cu lista, care au fost procedurile prin care am desemnat acești oameni. Dar să fie foarte clar, acest proces va fi unul asumat politic. Săptămâna viitoare, cel mai probabil, va fi examinată totuși moțiunea de cenzură. Dumneavoastră, cu ce argumente vreți să veniți în fața Parlamentului ca să apărați acest vot de încredere? Și cum credeți, dacă totuși sunt miniștri mai slabi, care într-adevăr trebuie să fie schimbați, așa cum spune Igor Dodon? La momentul în care se va dezbate această moțiune, voi veni cu toate argumentele și o să vă rog să așteptați până atunci ca să nu... ca să nu le repet atunci. Deci, puțină răbdare, neapărat o să răspundem la toate acuzațiile, inclusiv aduse colegilor mei din guvern. Dar sunt miniștri mai slabi în opinia dumneavoastră, care într-adevăr... Acest guvern este cel mai bun din care l-a avut această țară vreodată și, din păcate, noi avem de curățat tare multă mizerie. Eu
Am văzut guverne de-a lungul timpului și vreau să vă spun că nicio guvernare, oricât de proaste au fost ele, nu au făcut, nu au dăunat atât de mult statul, așa cum a făcut-o Partidul Democrat, prin faptul că au distrus procese în instituțiile publice, prin faptul că au alungat oameni care aveau capacitate să rezolve problemele mai repede, prin faptul că au demotivat și au speriat oamenii. Deci, cea mai mare daună pe care a făcut-o vreodată vreo guvernare a fost dauna lăsată, provocată de Partidul Democrat. Și respectiv, noi acum facem curățenie. Și e clar că unor personaje nu le place acest proces de curățare. Noi putem, așa cum am spus astăzi, putem să creștem salarii, putem să creștem pensii și am început să facem acest lucru. Ați văzut proiectul bugetului 2020, dar putem să venim cu creșteri substanțiale și cu îmbunătățiri substanțiale a calității vieții oamenilor doar dacă avem justiție. Doar atunci. De asta insistăm și o să insistăm până la capăt pe acest obiectiv. Dar în cadrul coaliției de guvernare au început negocieri, discuții, pentru că ieri Igor Dodon fusese la o întâlnire cu fracțiunea PSRM, unde au spus că acest lucru urmează să se întâmple în următoarele zile. Totodată veți discuta despre remanieri la guvern. În general, că nu, este... nu au fost discuții. La acest subiect nu au fost discuții. Toate lucrurile pe care le-ați auzit dumneavoastră din presă, le-am auzit și eu la fel din aceleași surse. Credeți că s-ar putea schimba ceva la nivel de coaliție PSRM acum, după ce ați votat noile prevederi? Urmează să vedem ce se va întâmpla următoarele zile. Despre coaliție la nivel local, ieri domnul Năstase a declarat că de fapt nu este pentru coaliția cu PSRM la nivel Consiliului Municipal Chișinău. Am văzut pe de altă parte declarația domnului Vladimir Bulea de la PAS, care spune că nu este atât de categoric. Dumneavoastră, sunteți de acord pentru coaliție la nivel local cu PSRM? Noi avem un partid în care funcționează democrația, respectiv aceste decizii se iau doar după consultarea membrilor partidului. Și în special aici vorbim despre echipa de la Chișinău. Deci atunci când va exista decizia finală a colegilor mei din echipa PAS Chișinău, atunci o să putem să comunicăm și noi răspunsul final la acest subiect. Adică nu este un refuz categoric deja definitiv? Este un proces democratic. Eu nu pot să exprim poziția partidului înainte ca aceste discuții și decizii să fie luate în organele de conducere ale partidului. Dar putea aceste decizii să fie îndeplinite, de exemplu, la PAS decât cele de la PPDA? Nu știu. Deci în momentul în care o să avem consultări cu, deci discuții cu colegii mei de la PAS, o să se voteze pentru această decizie, atunci o să putem să vedem dacă decizia este diferită sau nu. Vreau să vă întreb, chiar mâine în Parlament s-ar putea discuta propunerea democraților de a demite guvernul. La ce vă așteptați dumneavoastră? Am putea să avem anticipate? O să avem o dezbatere interesantă și o să vedem totuși cine se teme de justiție adevărată. Care aveți certitudinea că socialiștii vor susține în continuare acest guvern sau vor vota cu democrații? Nu am această certitudine. Am zis că mâine sau poimâine, depinde când se va dezbate această moțiune, o să vedem foarte clar cine se teme de justiție adevărată. Doamne, Sfântul, vreau să vă întreb despre comportamentul colegului dumneavoastră de blogul acum, Andrei Năstase, de ieri, care a făcut o declarație care, într-adevăr, a scandalat mai mulți jurnaliști și UNG despre epurarea presii. Dumneavoastră, cum calificați acest comportament? Nu am auzit acest lucru, nu știu despre ce vorbiți și prefer să nu comentez despre ceva ce nu am auzit. Dar cum comentați, în general, atitudinea lui Năstase față de presă? Dumneavoastră, nu am văzut, poate anterior. Deci, îmi pare rău dacă nu mă credeți. Nu știu la ce vă referiți, dar știți că eu sunt pentru o atitudine respectuoasă față de presă. Și asta cred că este important. Nu știu despre ce vorbiți și nu pot să comentez lucruri despre care nu am văzut și nu am auzit. Doamna Stamati, o întrebare. Experții care au fost în comisia de la Ministerul Justiției au fost plătiți? Și dacă da, cât s-a cheltuit pentru a achita acești experți internaționali?
Am primit aceste întrebări deja în formă scrisă la minister de la mai mulți reprezentanți ai instituțiilor mass media. Deci doar expertul internațional a fost achitat, ceilalți toți experți în comisie au făcut voluntariat, deci le mulțumesc și pe această cale pentru efortul pe care l-au depus. Urmează să ministerul să revină cu un răspuns. Eu nu țin minte cifrele, nici măcar nu le-am calculat. Deci urmează să revină un ministerul cu un răspuns vis-a-vis de suma care a fost achitată pentru James. Și este vorba despre Raisa Botezatu și Petru Bobu, cei care au votat, să zicem, sau de fapt, cum ați spus dumneavoastră, disproporționată la concurs? Nu m-am referit cine anume a votat disproporționat. Două persoane care nu le vedeți în tabelul respectiv nu și-au dat acordul pentru a le face publice numele și punctajul aferent deci evaluării lor. Acum este la discreția noastră să faceți o deducere și să vedeți cine este cine. Doamna Stămată, dar chiar era nevoie de o asemenea schimbare destul de radicală la legea procuraturii? Nu era mai bine de organizat un nou concurs sau nu aveți certitudinea că viitorul concurs va fi la fel, nu știu, transparent sau cum doriți dumneavoastră? Este responsabilitatea noastră politică. Noi ne-am asumat angajamentul să reformăm justiția, să aducem oameni onești în această funcție. Și respectiv, dacă noi răspundem, noi trebuie să avem pârghii clare pentru ca să ne asigurăm că la CSP nu ajung în listă oameni cu probleme de integritate. Asta a fost motivul din care am ales această cale. În cât timp ar putea ajunge această listă scurtă? Pot să vă spun exact. Deci, cum am zis, trebuie să așteptăm să-și facă efectul această lege, să vedem ce va urma și după aceea o să reluăm procesul de identificare a candidaților. Dar putem aici vorbi de câteva zile, de o săptămână? Mai mult de câteva zile, cu siguranță. Deci nu e un lucru care se va întâmpla într-o săptămână. În primul rând, pentru că trebuie să ne luăm suficient timp ca să verificăm integritatea candidaților. Asta este cel mai important lucru. Doamna Sandu, am vorbit ieri cu un deputat socialist, domnul Țârdea, care mi-a zis că în luna iunie, când abia se purtau negocierile între acum și PSRM, a fost o înțelegere prin care blocul acum a promis socialiștilor că va da câteva ministere mai târziu. Domnul Țârdea cumva s-a exprimat așa că ar fi uitat blocul acum despre această înțelegere. A fost ceva înscris? N-a fost nimic înscris și nu am zis că o să le dăm câteva ministere. A fost o discuție despre un minister aparte și putem să discutăm dacă se va restructura acest minister. Putem să discutăm în funcție de calitatea oamenilor pe care o să-i promoveze acolo. Doar dacă o să trecem printr-un proces de restructurare a acestui minister. Asta a fost singura discuție și nu am vorbit de ministere. Doamna Sandu, am vrut să întreb, să pun această întrebare domnului Brânzan, dar nu a putut să răspundă. Eu cred că o să aveți ocazii în continuare să vorbiți cu domnul Brânzan. De ce Ministerul Economiei tergiversează procesul de distribuție a TV box-urilor pentru televiziune digitală? Adevărat. Dacă citiți prevederile legale, o să vedeți că termenul este la 1 martie anul 2020. Deci noi suntem în termen. Nu știu de ce răspândiți această informație neverificată. Cel puțin am vorbit cu mulți oameni, nici nu cunosc unde pot să fac acest lucru, că pot oameni cu venituri mici pot să fac asta gratuit. Deci noi facem achiziții și am făcut achiziții și distribuim și suntem în termen. Documentul a fost aprobat de guvernarea precedentă, termenul a fost stabilit de ei 1 martie 2020 și noi mergem pe acest termen, deci nu este absolut nicio întârziere. Vă rog să vă documentați. Vă rog, aveți o întrebare și... Eu zic să vă uitați la document, pentru că dimpotrivă, pentru noi este important să demonopolizăm piața, să oferim oamenilor acces cât mai repede la multiple surse de informare, așa încât anumite televiziuni să nu poată să-i manipuleze pe acești oameni, pentru că știm că până acum oamenii au avut acces doar la câteva televiziuni și nu toate dintre acestea au informat obiectiv. De fapt, această tergiversare favorizează unele televiziuni care sunt prin cap. Deci noi mergem strict pe program,
Poate chiar o să încercăm să facem acest lucru mai devreme, dacă reușim să alocăm mai mulți bani decât au fost planificați în bugetul făcut de guvernarea precedentă, dacă reușim să mobilizăm mai mulți bani și să cumpărăm mai repede aceste aparate, atunci o să grăbim procesul. Dar e în interesul cetățeanului și respectiv nu sunt corecte aceste acuzații prin care spuneți că noi tergiversăm. Spuneți, vă rog. Deci noi să înțelegem că am putea avea două moțiuni pe două subiecte diferite, una la mână, doi. Vreau să vă întreb, doamna Sandu, dacă nu este un pas riscant pentru actualul guvern de a merge în Parlament și a solicita asumarea de răspundere pe o așa tipologie de proiect de lege, pentru că mulți experți vorbesc despre intervenția executivului în zona judiciară. Și vă gândiți la niște scenarii mai riscante? A doua moțiune va avea loc dacă nu va trece prima, dacă la asta vă referiți. Dar e adevărat, este un pas riscant, dar noi suntem aici, în primul rând, pentru a curăța statul, pentru a face ordine în justiție, fără asta nu avem șanse să reușim nimic altceva, să rezolvăm problemele cetățenilor dacă nu facem ordine în justiție. Și de asta suntem gata să ne asumăm cele mai mari riscuri și să plătim cele mai mari prețuri. Altfel, nu are rost să mergem mai departe. Dacă nu avem înțelegere, angajament foarte sincer în această majoritate parlamentară pentru reforma adevărată a justiției, atunci alte lucruri nu și-au rost. Bine, socialiștii s-ar putea să nu vadă cu ochi buni această inițiativă. Prin urmare, ea nu ar putea întruni o susținere necesară. Este decizia dânșilor să-și asume, să fie foarte clar pentru oameni cine este împotriva reformei justiției adevărate și cine vrea doar să mimeze, să vorbească frumos la televizor, dar altfel să insiste ca lucrurile să rămână la fel, ca niște judecători compromiși despre care toată lumea știe că au comis abuzuri să fie în continuare consultați, întrebați, protejați. Deci noi suntem pentru reforma adevărată.